Luni comisia lucrează de la 10 la 13 și primul invitat va fi domnul Dan Andronic, pentru că au considerat colegii că de aici a pornit întreaga poveste și prin urmare mi se pare firesc să fie prezent la comisie pentru a relua această poveste pe care a prezentat-o și public. Sau o să invităm la lucrările comisiei președinta Autorității Electorale Permanente din acel moment, doamna Ana Maria Pătru, însoțită de vicepreședinții Autorității Electorale Permanente. Pentru marți lucrăm de la ora 15 la ora 19 și am convenit cu colegii să ne vedem cu domnul Mircea Geoană, candidat la vremea aceea la prezidențiale, cu domnul Dan Șova și cu domnul Viorel Rebenciuc, era șeful campaniei electorale a Partidului Social-Democrat. Miercuri de la 9 la 14 și vom invita ministrul de interne de la vremea respectivă, domnul Vasile Blaga, însoțit de cei doi secretari de stat. Din momentul acela, pe ordine publică, era domnul chestor Marian Tutilescu, iar pe partea de prefecturi implicat în organizarea campaniei electorale, domnul Mihai Capră. Și totodată vom solicita prezența la comisie a Serviciului de Telecomunicații Speciale prin domnul general Marcel Opriș. Când vin doamna Chiove și domnul Maior, domnul Coldea? Comisia, v-am spus, va lucra pe cel puțin 60 de zile și împreună cu ceilalți membri am convenit să încercăm să avem un fir al desfășurării evenimentelor. Cu siguranță, toți cei care au fost implicați în evenimentele din 2009 vor fi invitați